Rădăcinile mele sunt la Bocșa Montana. La Căraș. Căraș. Și am aterizat în Timișoara, cu școala. Am zis să plec de într-un oraș mai micuț, la un oraș mare și plin de cultură și de știm noi toate cele. V-ați dorit de micuț să veniți la Timișoara? Da, pentru că de mic mi-am dorit să devin instrumentist și profesor de muzică. Și când a fost primul moment în care știai că vei deveni instrumentist? Și de ce țambalul? Deci la 6 ani am realizat eu că țambalul mi se potrivește cel mai bine. De ce? Pentru că l-am dat jos din pod. Bunicul meu din partea mamei așa cânta la țambal, dar na, după ore de serviciu. Așa. Nu era un profesionist neapărat. Dar am descoperit instrumentul, mi l-au coborât jos din pod. Așa. Așa, și aveam un vecin, așa pe diagonală, cum stăteam eu la Bocșa vis-a-vis de școală, și l-am chemat să mi-l aranjeze cât de cât, adică să poată fi folosit. Mi l-a acordat, mi l-a șters, mi-a zis, și cu mama am început, Dumnezeu să o ierte. Cu mama am început, i-am cântat cu gura, avea auz absolut mama. Lucru pe care l-am descoperit mult mai târziu, normal, când am început să vin la școală, la Timișoara, așa. Mama nu mi-a cântat în viața ei un sunet fals. Avea la un ureche, cum au toți cei cu auz absolut, și i-am cântat cu gurița și eu căutam tonurile pe acolo. Dar 6 ani, de ce? M-a fascinat în asemenea măsură că eu l-am descoperit singur în pod. Am plecat, mă ocupam, eram cu tata fierdat, mergeam, țineam păsări din astea. Golembi. Nu, păsări mici. Stiglitz, Zeiser, Hanefli. Ce preocupări interesante. Da, și tata m-a trimis să aduc o colivie din pod. Și când am ajuns acolo, tata tot mă strigă, bă, dar nu mai vii cu colivia aia. Hai copile, odată. Da, și eu l-am descoperit, era cu capac, era un instrument unguresc foarte vechi și foarte bine păstrat. Cu capac, și când am descoperit, m-au fascinat toate corzile. L-am lovit așa, am găsit și o pereche de bețe chiar puse așa pe margine și m-a fascinat în măsură mult prea mare ca să renunț. Indiferent cu toată greutatea lui și cu... Nu e ușor de învățat la el. Bine, și Mircea Ardelean este un om greu. Acum da, acum da, înainte nu, eram un copil mărunt. Când s-a produs întâlnirea cu primul profesor care v-a deschis oarecum ușa orașului pe care l-ați iubit, Timișoara? O să-l odihnească, era bătrânul Stürzinger. E o familie mare de muzicieni în Timișoara, sau mai erau, sunt câțiva de vârsta mea și puțin mai în vârstă ca mine, care mai trăiesc și mai sunt. Foarte mulți au fost dintre ei la Filarmonica angajați. Da, și cu el a fost primul meu profesor și era un drăguț, vorbea destul de pocit românește. Și eu îi cântam, că ce-am învățat eu acasă și, mă rog, pe la ansamblele, la Semenicu, unde am fost și așa mai departe, că m-au luat în colaborare toți, că prezentam o, știu eu, o noutate, așa, la vârsta mea, să cânta țambal. În anul 1965, cu ocazia unui spectacol la Bocșa, am întâlnit cu bunicul lui Mircea Ardeleanu și cu Mircea Ardeleanu de mână. Mircea era prin clasa 4-a, 3-a, 5-a, nici nu mai știu. Bunicul s-o mi-a spus că el cântă la țambal, așa că în 97, cred că în 97 sau 98, l-am adus pe Mircea, în 68, iar 67, 68, cred că l-am adus pe Mircea, aveam un spectacol televizat la universitate. Atunci l-am adus prima dată pe Mircea, cu țambalul, a cântat cu mine cu orchestra mea de la Casa Pionierilor. Cel mai plăcută amintire am cu el și cu fratele, fie iertat fratele meu, când m-am mutat în 71, când am cumpărat casa asta. Când am cumpărat asta, casa asta, trebuia să mă mut. Am adus căruța acolo, nu știu cu cine mut eu toate astea. Aveam butoaie de motorină, butoaie de nu știu ce. Spune Mircea și cu fratele meu era mai mic decât Mircea, dar era sănătos așa și foarte unii. Și s-au apucat copiii ăștia doi, că nu pot să le spun altceva, că erau copii, fratele meu era mai mic cu 7 ani decât mine, butoaie de motorină, le ridicau și le puneau în căruță de jos, n-aveam treabă cu ei. Deci, lucruri frumoase, numai lucruri frumoase se poate spune despre Mircea și are în mine sprijin și eu în el. Dacă îi spun Mircea, mâine am nevoie, sau acum dacă îi dau telefon, Mircea, am nevoie de tine, precis, lasă tot ce vine. Pe Mircea Ardeleanu am avut cinstea să-l cunosc prin anii 80.
Datorită prietenului meu, Giurița, a cărui bachet am fost și eu prin anii 59. Gheorghe Galetin, pentru cei care nu știu. Da, Gheorghe Galetin, da. Gheorghe Galetin. El l-a adus pentru prima dată în Timișoara, iar mai apoi, în anii 80, Mircea Ardeleanu a fost solicitat și de mine la finala concursului la orchestre populare Cântare României, unde am obținut locul întâi, bineînțeles. O întâmplare mai deosebită, din care o să vă dați seama de modestia și de finețea lui Mircea, este o întâmplare petrecută în fața primăriei. În Germania se practică, sunt orchestre mai mici, mai mari și cântăreți, instrumentiști ambulanți, care își arată valoarea. De data asta ne-am oprit în fața unei orchestre din Ciehoslovacia, buni, câțiva vioriști, contrabas și țambal. Am stat, i-am ascultat, Mircea i-a admirat împreună cu noi, după care noi, zic, hai Mircea, pune și tu mâna puțin pe țambal, la care el, a, nu, nu, nu. Până la urmă l-am lămurit și s-a dus în spatele țambalului, a luat un băț de țambal, ca un naiv, o lovit de două ori pe corzile cele mai grave. De asta și-a pus bățul. Nu a vrut să îl umilească pe acel copilaș care cânta foarte frumos, dar care probabil era rezumat la programul care era lucrat pentru acea oră în acel loc. Deci ne dăm seama ce însemnează Mircea. Plecând de la Bocșa, deci de acolo începând, venind în Timișoara, am apucat la ansamblu Timișu. Printre perioada era cei mai buni instrumentiști erau la Timișu. Dați-ne câteva nume pentru telespectatori. Mi-a salutat Pavel Roșu, wow. Finul nostru care wow. Nu îl poate uita nimeni. Pavel Cepzan, Dorin Cuibaru, Lazar Pomorișaț, mă rog, atunci era Odrobot, Van Odrobot, Nicu Crețu, care actualmente este dirijorul la Craiova, la Maria Tănase. El, în perioada studenției, cânta la Timișoara, la ansamblul Doină Timișu și pe urmă la Timișu. Și, deci era un pachet de oameni de o aleasă omenie, în primul și în primul rând. Nu știa unul ceva în plus față de mine și eu rugam să-mi împărtășească și mie, să nu-mi spună sau să nu îmi împărtășească sau să facă că plouă. Era altfel pe vremuri. Sigur. Deci au fost câțiva din colegii mei, mai în vârstă ca mine normal, care m-au ajutat. Lucru care nu uitați, vă rog să nu uitați, mă obligă la rândul meu să ajut și eu, să ajut colegii mei mai tineri. Aș vrea acum să spun telespectatorilor că Mircea Ardeleanu este un om pretențios, că foarte greu, cu ghilimele de rigoare, foarte greu poți să ajungi la sufletul lui, dar atunci când ajungi, nu te mai poate scoate nimeni. Și pentru a-l cunoaște pe Mircea Ardeleanu așa cum este, vă prezentăm un material inedit.
Când a început prietenia? Când v-ați cunoscut? Ei, de cunoscut ne-am cunoscut cu mulți ani în urmă, să fie vreo 25 de ani sau poate mai bine. Eu m-am mai ocupat cu organizarea de rugă pe la Ohaba Forgaci și am cunoscut formația domnului Mircea și mi-a plăcut că am mai văzut și la alte rugi și am zis să vină și la noi. Și am organizat după aia multe rugi împreună și au venit pe la noi și așa am legat o prietenie care durează de atâția ani de zile. Mircea Ardelean este un bun țambalist, dar lumea nu știe, poate că este un bun tâmplar, îi place foarte mult mobila veche și mi-a recondiționat un dulap. În două weekenduri a venit aici la noi și nu s-a lăsat până când nu și-a terminat treaba. L-au făcut ca și nou. Mi-a spus să-i strâng bețe de nuc, mai tinere, așa am avut un nuc tăiat, pentru că își face bețele de la țambal singur. Suntem prieteni de suflet și prietenia noastră a luat cumva legătură de când am înțeles muzica, de când l-am cunoscut de fapt, când am început să-l urmăresc. Greu să-l descriu pe Mircea Ardelean în câteva cuvinte. E un munte de om, dar totodată e un suflet și un caracter deosebit. Este un om cald, un om primitor în sufletul lui, dar este și un om riguros. Nu prea, cuvântul prieten îl rostește foarte greu, așa ca și mine. Deci cine intră în sufletul lui, chiar că nu mai iese, cum și în al meu, la fel, același lucru. De ce considerați dumneavoastră că v-a numit prieten domnul Mircea Ardeleanu? Cred eu simplitatea noastră ca oameni, sinceritatea și dragostea. Mircea Ardeleanu are multă dragoste, chiar dacă viața i-a jucat lui multe, multe neprevăzute, dar a rămas un om frumos, un om iubitor și un om de caracter. Bună seara! Bună seara și bine ai venit la emisiunea noastră! Bine v-am găsit! O emisiune pe care o realizăm cu tot sufletul de aici, de la TVR Timișoara, și astăzi avem privilegiul și bucuria să-l avem pe tatăl tău în emisiunea noastră. Doamne, ce frumos! Ca tată, pentru mine, el e cel mai bun tată din lume. Cum știți, Dumnezeu ne dă familia, nu se poate alege. Dacă ar trebui să aleg dintre 1000 de tați, cu siguranță, fără îndoială, l-aș alege pe el. Simte emoții la cel al capăt al firului, chiar dacă e foarte departe, în Irlanda. M-ați luat așa nepregătită puțin, da. Vreo întâmplare hazlie legată de tine și de tata? Hai că după aia întrebăm pe tata, da. Nu țin minte, nu. Mirciulică, fiind foarte mic atât, avea vreo 3 anișori, Otilia având vreo 11, și eu, cum plecam la Novi Sad luni și veneam vineri, de weekend acasă... Ei rămâneau împreună. Da, ei rămâneau normal împreună, dar am venit o dată foarte obosit și era o căldură afară toridă. Și m-am pus așa pe o... Cum se spune? Pe o rână, pe o parte. Pe o parte, da, m-am pus pe un pătuț așa. De la care se face și pat și nu știu ce. Și în training am făcut un duș, m-am îmbrăcat în training și am zis așa. Și ea îl învață pe Mirciulică: du-te la tata și dă-i un pumn în nas. Avea un pumn așa gros de la parizer, știi? Așa. Și vine ăsta și al mic Mirciu și când îmi trăznește una în bot așa, am străit în sus, m-am uitat dacă îl prindeam pe cineva în fața mea, îl făceam una cu pământul, vă dați seama. Dar n-am văzut pe nimeni și când mă uit jos, el stătea la mine și râdea. Mirciulica. Da. În momentul ăla am zis... Și Otilia unde era? Ea era mai încolo puțin și râdea. Da. Unde era Otilia? Eram undeva în salon, mai în spate, așa după colț, ascunsă, și să văd toată faza, savurând momentul, râdeam de... nu mai puteam. Și m-am rugat cu el după aia, mă s-a somn, zic... N-am fost o săptămână de zile lângă el și normal copiii are nevoie de tandrețe de asta. Un gând pentru Otilia, care este acolo? Tata o iubește mult și îi dorește doar sănătate, că de asta are nevoie cel mai mult. Și în restul, eu am încredere în ea și le rezolvă cu brio.
Otilia, spune-ne și tu un gând pentru tata. Te rugăm frumos. Doamne, îl iubesc nespus de mult și doresc tot binele din lume. Când am vorbit de oameni de suflet, mi-ați spus trei nume. Mi-ați spus de familia de la Ohaba Forgaci, mi-ați zis de domnul Garaș și mi-ați spus, păi și fraciile meu. Iar eu n-am știut cine este fratele dumneavoastră. Deci eram așa veșnic, nu, erau, zic, eram veșnic confundați în turnee. Eram veșnic confundați. Semănam foarte bine. Mulți întrebau pe Tibi, dar nu mai cântați la țambal. Nu mai joiți la țambal în franceză. Așa. Și așa, eu nu joiesc, eu șantez. Păi cum? Zice, nu, uitați-l acolo, ăla cântă încă la țambal. E ultimii noastre punctul lui și ieșea afară, s-a dezbrăcat. Na. Așa. Eu ori o cântam că spectacolul dura două ore. Sigur că da. Și atunci ăștia rămâneau blocați, uitau și la el și la mine. Și nu mai înțelegeau nimic. Bă, ce bine, doi frați. Vous êtes frères? Oui. Sunt frères. Nu sunt frères. Atunci, dacă am stat de vorbă cu Otilia și v-am făcut o surpriză frumoasă, să vedem ce spune fratele dumneavoastră. Așa, de la ansamblu Timișu, pentru că acolo am înțeles că v-ați cunoscut la ansamblu Timișu. Da, să vedem ce spune fratele dumneavoastră Tiberiu Cea despre Mircea Ardeleanu. Am avut bucuria să plec cu el într-un turneu în Franța, pentru că l-am întâlnit la ansamblu Timișu, unde era și mânuia țambalul. Asta se leagă și de o întâmplare, mă gândesc eu. Se leagă de o întâmplare, da. Tu urmărești ca un jurnalist feroce, între ghilimele de rigoare, întâmplările speciale sau deosebite. O întâmplare după un spectacol la care toată trupa am avut un deosebit succes. Un grup de francezi s-a apropiat de mine și mi-a spus: a, dumneavoastră ați avut succesul aseară la țambal și ați cântat și ați fost extraordinar. De ce spun asta? Că toată lumea spunea că noi suntem frați. Nu mergeau până la frați gemeni, dar spunea că suntem frați. Așa de bine semănam eu cu Mircea în acei ani, deci prin 68-69, deci mai bine de 40 de ani. Și ia uite cum ne-a schimbat vremea pe amândoi. Vremea, timpul. Noi eram tot timpul împreună, așa că lumea nu mai ne deosebea. După nume n-aveau de unde francezii să țină, numai destulți și bine că a doua zi pe mine mă făceau țambalistul de mare succes de la trupa românească. Am râs cu poftă și de atunci ne spunem frați. De câte ori ne întâlnim și ne amintim de întâmplarea aia nostimă și am rămas frați până acum. Mircea a rămas o certă valoare, cum am bănuit de la început că va fi. M-am bucurat pentru succesele lui, m-am bucurat pentru faptul că a ajuns să cânte în marile orchestre la București, m-am bucurat că a colaborat aproape permanent și cred că colaborează cu Orchestra Radio Novi Sad, că o registrare serioasă de muzică bănățeană cred că nu se poate face fără Mircea Ardeleanu și eu mă mândresc că este fratele meu și mă mândresc cu toate realizările lui și acum mă mândresc și cu realizările copilului lui.